Ne vom apropia de darurile miraculoase, mai avem o sesiune, nu așa lungă, mai scurtă, și apoi urmează întrebări și răspunsuri. Deci, Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt și darurile miraculoase. Ce sunt darurile supranaturale sau miraculoase? Sunt acele daruri care sunt date de Duhul Sfânt pentru o anumită lucrare și este o intervenție directă a puterii Duhului. Lista darurilor, cum am spus, nu este încheiată în Noul Testament, dar cele miraculoase sunt trei. Vorbirea în limbi, care include interpretarea limbilor sau tălmăcirea, profeția și vindecarea. Acum, despre darurile miraculoase, să știți că se menționează în istoria Bisericii chiar în secolul II. Deci cam la 100 de ani după ce au fost active, în Faptele Apostolilor citim mai multe intervenții așa spectaculoase, și miracole, și profeție, și vorbind în limbi. De exemplu, Iustin Martirul, într-o carte numită Dialoguri cu Trifo, vorbește despre darurile profetice care au rămas cu noi. Iar Irineu, tot în secolul II, spune că unii frați au avut vedenii, profeții, au făcut vindecări. Un scriitor care a scris o istorie a bisericii vorbește, iarăși confirmă, că darurile erau active pe vremea lui Irineu, de secolul II. Augustin, care a trăit mai târziu, vedeți, a murit în 430, deși era cesaționist, el credea că anumite darurile acestea principale și slujbele principale au încetat odată cu moartea apostolilor, totuși relatează cel puțin 70 de cazuri de vindecări în dioceza lui, adică în, cum ar veni, biserica lui sau bisericile lui. De ce au încetat anumite daruri, de ce nu au fost prezente constant în istoria bisericii? Vă dau trei motive posibile, datorită necredinței, apostaziei sau alte păcate care stingeau Duhul. Prin ignoranța față de anumite adevăruri biblice sau prin pierderea unor binecuvântări spirituale. Dar când vorbim despre darurile spirituale, importantă nu este frecvența lor în istorie, ci dacă ele sunt susținute de Biblie sau nu. Sunt mai multe modele de interpretare a darurilor duhovnicești, miraculoase, pardon. Patru modele vă consemnez aici, nu le voi analiza. Modelul încetării totale a darurilor, modelul încetării parțiale a darurilor, modelul continuității darurilor și modelul valurilor. Adică vin într-o perioadă de istorie și se sting, iar apar și iar încetează. Am arătat deja că reformați înclină spre primul model, unii spre al doilea. Noi cam în modelul B, al doilea, ne încadrăm. Modelul C, pentecostalii și carismaticii, și modelul D,
o parte din carismatici. Dar le luăm pe rând. Și primul dar este darul vorbirii în limbi. În Biblie sunt doar două cazuri când se vorbește despre acest dar. Primul este cincizecimea, al doilea este Corintul. Acum, sunt unii care spun că atât la cincizecime, în Ierusalim, cât și la Corint, e vorba despre același dar. Și spun alții care spun, sunt două manifestări diferite. Pe care o alegem? Evident, noi ne vom duce pe varianta a doua. Dar sunt pentecostali care cred că prima variantă este corectă. Adică ce s-a întâmplat la Ierusalim în ziua cincizecimii s-a întâmplat și la Corint. Bun. Este adevărat sau nu? Limbajul folosit de Luca când descrie cazul din Faptele Apostolilor este ajutător. Când el folosește cuvântul glosa pentru limbi, da? Glosa în limba greacă se referă la un limbaj cunoscut, o limbă cunoscută, greacă, romană, ebraică, și nu are de-a face cu un limbaj extatic, adică necunoscut. Acolo citim clar că la Ierusalim au fost tot felul de oameni prezenți din mai multe țări, cu limbi diferite, și toți vorbeau între ei despre lucrurile minunate ale Dumnezeu. Când s-a coborât Duhul Sfânt prin prezența focului și vântului, da, amintiți, această vorbire în limbi și-a făcut cumva treaba, i-a unit pe cei de acolo, s-a format biserica și nu se mai pomenește despre el în acest fel, despre acest tip de lucrare. De aceea se consideră că acolo, la Ierusalim, a fost un semn doar, că așa și spune, acest semn folosit clar în text. După aceea nu mai citim nicăieri că după cincizecime creștinii să fi stăruit după acest dar. Nicăieri nu mai apare. De ce? Pentru că scopul acestui semn de la cincizecime nu a fost închinarea. Deci nu s-a folosit în închinare. Era public acolo, cu toți prezenți. Semnul a fost pentru misiune, pentru închinare. Bun. Acesta este cazul de la cincizecime. La Corint, ce s-a întâmplat? În 1 Corinteni 14. Contextul e complet diferit. Găsești o biserică locală în Corint, care să știți că nu era mai mare ca biserica asta. Se estimează că erau cam 250 de membri acolo. Și nu erau totdeauna toți strânși la o altă. De ce? Pentru că nu existau încăperi așa de mari. Clădirile la Corint, la greci, erau formate din două curți. O curte așa mai mică și o curte puțin mai mare. Era foarte cald și întâlnirile bisericii erau în curtea mai mare, unde intrau în jur de 40 de persoane. Curtea mică era pentru familie, mâncare, ca un fel de terasă astăzi. Foarte greu să concepi o biserică de mare, de mii de membri, ceea ce nu e cazul. Ce biserica era la început. Deși erau puțini, au creat multe probleme. Ei, acolo, în Corint, în
au apărut grupuri în biserică, așa, probabil că în grupurile astea de case diferite, care au început să aibă experiențe mai deosebite ca alții și se credeau superiori. E posibil ca unii din biserică să fi fost influențați de elemente păgâne, deci de la necreștini. Încă 10 euro, 20 aveți. Și sper că ați observat că abordarea acestui dar al vorbirii în limbi nu mai este pomenit nicăieri, în nicio epistolă de Apostol Pavel. Ceva nu e în regulă. Dacă e așa de important darul acesta, de ce nu e menționat mereu? Și la Efeseni, și în Galateni, și la Tesaloniceni, numai la Corint? Și acolo, cum am spus, Pavel corectează niște abuzuri. Și când vorbește Pavel în 2 Corinteni 14, el spune că acest dar și el este pentru edificare, pentru zidire, nu pentru evangelizare, cum a fost la cinzecime. Deci, vorbirea în limbi, pentru că Pavel o recunoaște, are scopuri diferite. Un scop a fost diferit la Corint decât cel din Ierusalim. De aceea, interpreții noștri spun așa, că la cinzecime, vorbirea în limb era parte a unui botez cu Duhul Sfânt în sensul de integrare a tuturor celor de acolo care au crezut mesajul apostolului și lucrarea Duhului în biserică. Deci vizează botezul cu Duhul Sfânt. Dar în Corint, Pavel vorbește nu despre botez cu Duhul Sfânt și vorbind în limbi, ci despre darul Duhului Sfânt pentru zidirea bisericii. Bun. Sunt multe elemente împotriva vorbirii în limbi. Am strâns câteva reacții de la cei care nu cred că există o astfel de vorbire, că e o invenție, că și unii spun așa, că sunt doar niște sunete fără sens, alții spun că e o înșiruire de cuvinte ce nu pot fi o limbă anume, întrucât îi lipsește vocabularul, morfologia și sintaxa. Adică cum e coerent, eu acum vorbesc cu voi într-o limbă coerentă, cunoscută, cu morfologie, cu structură, da? Ori, nu știu dacă ați auzit pe unii vorbind în limbi. Dacă nu, pe internet îi găsiți. Acolo nimic nu e coerent. N-ai verb, n-ai final, n-ai accente, n-ai, nu înțelegi nimic, nu e nicio structură. Alții spun că e doar o experiență din asta apropiată celei de transă. Așa cum unii visează sau tot felul de vedenii, așa ar avea și unii care pretind vorbind în limbi. Alții spun că e o formă de catarsis psihic, simptom al unei reajustări a personalității, adică să trăiești așa o stare în care să te marcheze pe toată viața. Sau este o serie incoerentă de emisii, extrați o formă de frânturi, de rugăciuni și laudă. Poate că ați văzut și paralele între unii care vorbesc în limbi și religiile răsăritene, cum ar fi budiștii sau hindușii, care tot așa vorbesc fără sens. Și oricum, se spune că ar fi un miracol la nivelul auzirii mai mult decât al vorbirii. Dacă te iei din faptele apostolilor, iar mă sună, prietenul ăsta meu și el m-a sunat, e un pastor.
Mă spune exact când nu trebuie. N-are călăuzire, nu știu ce căl. Da. Iar la tineret m-a sunat tot el. Și am spus că la o conferință în Moldova. Bun. Da. Numai că mă întrerupe, frate. Da. Unii sunt însă de acord că ar fi vorba de o vorbire specială. Argumente în favoarea vorbirii ar fi că unii spun că e vorba de fapt de vorbiri în limbi îngerești. Că de-aia spune Pavel la 1 Corinteni 13 cu unii, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești sau îngerești, zic ei, înseamnă că vorbirea în limbi aparține limbajului îngerilor, așa vorbesc îngerii între ei. Din câte am auzit eu pe unii, nu cred. Și m-aș mira ca îngerii să vorbească ceva incoerent. Da. Dar se spune, vezi, uite, e un fel de intersectare cu lumea spirituală și cum să te exprimi când te întâlnești cu un înger sau când te întâlnești cu, știu, un arhanghel sau... Nu poți să te exprimi, cam asta era ideea. Dar această interpretare n-are nici o susținere biblică. Nici cei mai buni exegeți pentecostali nu sunt de acord cu această interpretare. Și nu știu de ce unii insistă asupra ei. Bun, dar există un al doilea argument, okay, că vorbirea în limbi se referă la o experiență personală la nivelul comunicării cu Dumnezeu. Adică, tu ești într-o stare de rugăciune și în timp ce comunici cu Dumnezeu, se creează o stare, un limbaj diferit, o experiență pe care nu o poți explica, dar tu știi că tu comunici cu Dumnezeu în cuvinte articulate, dar neînțelese de vorbitor. Adică tu i-ați auzit pe cei care vorbesc în limbi, eu recunosc că n-am vorbit niciodată în limbi, în stilul pretins de unii pentecostali sau carismatici. Vorbesc engleza, binișor așa. Bine, când eu vorbesc uneori engleza, sună ca o limbă necunoscută, dar eu încerc să vorbesc engleza așa. Sau ca și unii dintre voi, mai băgați și niște moldovenești în engleza voastră, nici românii nu vă înțeleg engleza pe care voi... Deci s-ar putea trece în categoria limbilor necunoscute. Da. Deci asta ar fi explicația dată de unii care au avut experiența. Vreau să mă înțelegeți. Eu sunt profesor și la Institutul Teologiei Pentecostal. Am colegi, profesori acolo, predic în bisericile pentecostale, mi-s dragi ca frați în Hristos, dar când venim la problema asta, și ei se împart în două categorii. Și unii dintre ei, vă rog să fiți atenți, unii dintre ei mi-au spus personal, frate, eu am avut darul vorbirii. Păi zic, cum a fost? Explică-mi și mie. Și așa, o stare în care nu mai puteam controla limba, că eram în prezența Domnului, da. Era un fel de, așa cum spun aici, un fel de a răspunde la a-i răspunde lui Dumnezeu, dar nu cu cuvintele care sunt normale, pe care le-ai învățat, ci nu-ți găsești cuvinte potrivite ca să vorbești în prezența lui Dumnezeu. Așa mi-au spus ei. Cum poți contesta acest lucru? Greu. Respectăm, dar chiar dacă nu ne conving pe noi sau pe alții. Deci, mai departe,
Se explică că în acel moment Duhul omului primește de fapt o capacitate supranaturală de a se exprima într-un mod în care altfel nu s-ar putea niciodată exprima. Și asta este bazat pe ceea ce Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 14, versetul 2. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Căci nimeni nu-l înțelege. Și cu Duhul el spune taine. Bun. Nimeni nu-l înțelege? De acord. Duhul spune taine. Bun. Deci asta este experiența în sine. De aceea, vorbirea în limbi poate deveni un nou dar al rugăciunii de laudă. Și unii asta spun. Și eu nu m-am lăudat în biserică, n-am tradus în biserică ce am primit, așa, ci ea a fost o exprimare de laudă. Ei, aici eu încep să înțeleg. Să fiu înțelegător, adică încep să fiu înțelegător, pentru că și eu am avut trăiri, ca voi toți de altfel, momente de, în timpul închinării, foarte înălțătoare, în care nu-ți găseai cuvintele și te lăudai pe Domnul, bine, în cuvinte clare, articulate, sau uneori nu-ți veneau cuvintele ce să spui și este o stare de laudă la adresa lui Dumnezeu și nu vrei să se termine, așa de frumos era. Deci, din acest punct de vedere, îi înțeleg parțial. Da. Dar, sigur, cei care pretind vorbirea în limbi spun mai multe lucruri decât atât. Acum, gândiți-vă că cei care suntem aici, să zicem că nici unul n-ați vorbit în limbi necunoscute sub această formă, să zicem, interpretarea pentecostală. De aceea noi nu putem să îi judecăm decisiv pe alții care spun am avut așa ceva. E ca și cum unii dintre voi când v-ați pocăit, când Duhul Dumnezeu a lucrat în viața voastră, ați plâns, v-ați plâns păcatul, ați avut niște stări deosebite. Iar alții, tot de aici, n-ați avut niciun simțământ deosebit. Aproape totul a fost rațional. Ai acceptat adevărul. Și n-a trebuit să plângi, să te cutremuri, să nu știu ce să faci. Dar unii spun că asta a fost experiența lor. Acum, tu care n-ai avut această trăire la nașterea din nou, îl poți judeca pe unul care a avut așa ceva și îți spune că a avut. Nu! Trebuie să fii înțelept și să zici, chiar dacă n-am avut, te respect și dacă tu spui lucrul acesta, a fost experiența ta. Pentru asta nu înseamnă că experiența mea trebuie să fie standard pentru ceilalți. Exact așa se poate interpreta și cu vorbirea limbii. Bun. Acum, această vorbire în limbi, în comparație cu prorocia, se poate manifesta și în privat, deci când tu stai cu Domnul, și în public. Bun, Pavel spune, dacă o faci public, trebuie să și tălmăcești, că altfel nu zilește pe nimeni. De aceea e nevoie de tălmăcire. Tălmăcirea limbilor. Cuvântul tălmăcire sau interpretare în limba greacă este hermeneia, care nu înseamnă doar să traduci, cum încearcă unii, să traducă cuvânt cu cuvânt. Nu, nu. Nu-i traducere. Este explicarea sensului acelui cuvânt sau acelei vorbiri. De aceea, Apostolul Pavel ridică vorbirea în limbi
la același nivel cu profeția, 1 Corinteni 14:5. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cel ce vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Bun, face Pavel aici o clasificare a darurilor. Da, face o clasificare, dar în funcție de cât zidește biserica. Și spune, prorocia e cea care zidește cel mai mult biserica. Pentru că se articulează în vorbiri cunoscute. Și vom vedea ce este prorocia imediat. Dar vorbirea în limbi, zice, dacă n-are tălmăcire, n-are niciun efect. Și atunci, de ce unii, în timpul închinării, se apucă să vorbească în limbi, dar nu tălmăcesc nimic? Bun. Însă, cei care fac tălmăcirea au și ei variante. Ce înseamnă tălmăcirea? Tălmăcirea poate să însemne să dai înțeles unor sunete non-verbale. Adică, cum să tălmășești ceva de la altcineva când celălalt nu știe ce zice? Deci trebuie, na, înțelegeți, că zice, cel care tălmăcește are un alt dar, cel care vorbește are alt dar, este două persoane diferite, cel care vorbește spune ceva, dar nu în cuvinte cunoscute, da, articulate corect. Și celălalt trebuie să ghicească, să vadă ce zice celălalt. Trebuie să ai un alt dar al Duhului, că altfel nu se poate, ca să înțelegi ce vorbește celălalt. A doua variantă este, interpretarea este o profeție de sine stătătoare. Adică tălmăcirea, darul vorbirii în limbi nu înseamnă eu să te ascult pe tine și să spun exact ce zici tu, că ar fi traducere. Nu, este o profeție. Adică tu vorbești și eu te ascult și zic mai departe nu exact ce spui tu, ci o interpretare a ce zici tu. Asta e și mai complicat. A treia variantă. Tălmăcirea este o interpretare și nu o traducere. Lungimea interpretării depinde de abilitatea interpretului de a exprima sensul cuvintelor în altă limbă. 4. Tălmăcirea este traducere, dar lungimea ei diferă funcție de diferențele din structura limbilor. Deci, ai mai multe variante, vi le ofer aici, ceea ce nu e simplu deloc. Da? Aș putea vorbi mai mult aici, dar n-am timp. În concluzie, ar fi două deosebiri pe care le avem față de poziția penticostală. Evanghelicii prezintă limbele ca dar, nu ca semn, și evanghelicii nu asociază limbele cu botezul, ci cu umplerea cu Duhul Sfânt. Adică poate să existe o vorbire în limbi, dar acum asta n-am spus și am scris un articol separat despre aceasta, că la început liderii penticostali vă amintiți de unul Seymour Negru și Parham. Ei afirmau că vorbirea în limbi era în limbi cunoscute. Pentru că niște studenți au avut experiența aceasta în școala condusă de Charles Parham și o fată pe nume Agnes s-a trezit în timp ce se ruga că vorbește chineza. Și a uitat limba engleză pentru o perioadă și vorbea numai limba chineză. Și școala, colegii sunt martori. Au recunoscut acest lucru.
Apoi alți studenți din școala aceea au vorbit în limbi cunoscute din diverse părți, până și maghiara era printre ele, și bulgara, și turca. Era un fenomen absolut nemai întâlnit. Și ce au făcut? Cei de la școală i-au trimis pe aceștia misionari în mai multe țări, pe ideea că, ajungând acolo, tinerii aceștia vor primi darul de a vorbi în limba poporului unde vor ajunge ei misionari. După câțiva ani, s-a constatat că nici unul nu a vorbit în limba poporului respectiv și i-au chemat înapoi. După acest eșec, și-au schimbat teologia, și-au schimbat punctul de vedere și-au zis limbile alea nu au fost, vorbirea în limbi nu-i vorbiri cunoscute, ci necunoscute. Și toată teologia și tot s-a schimbat. Deși la început n-a fost așa. Dar asta a fost doar o paranteză, ca să știți că în istorie lucrurile s-au petrecut altfel. Bun, deci în concluzie, pentru noi vorbirea în limbi este un dar pentru vorbiri cunoscute, limbi cunoscute, în care ai traducători, așa cum ați primit și voi tot fel de musafiri și vine un traducător și îi traduce și zidește biserica. Am aceasta e poziția evanghelicilor clasici, să numim așa. Această vorbire în limbi nu este legată de botezul cu Duhul Sfânt. Deci noi nu credem că cine e botezat cu Duhul Sfânt trebuie neapărat să vorbească în limbi. Uitați, zilele trecute am fost în România, am avut cursuri și am avut și pastori penticostali. Și unul mi-a spus că nu numai el, ci și alții, nu sunt recunoscuți de cult, de unii pastori din cult, ca păstori, deși au fost aleși de biserică, pentru că n-au semnat că au avut darul vorbirii în limbi. Și nu li se recunoaște ordinarea, nici lor, nici prezbiterilor, nici diaconilor. Și el îmi spunea, e ceva ciudat, biserica m-a ales păstor. Eu funcționez ca păstor, e angajatul bisericii. Dar cei din cult nu îl recunosc pentru că n-a avut vorbirea în limbi. Și el zice, am fost cinstit, le-am spus, eu n-am avut vorbirea în limbi. Am alte daruri, dar de învățătură, dar de consiliere, dar... Și nu sunt recunoscuți. Deci așa ceva n-am mai întâlnit nicăieri în lume. Numai la noi, la români. Dar asta iarăși a fost o paranteză. Bun. Noi nu susținem această condiție pentru a fi slujitor lui Dumnezeu. Noi credem că cei care sunt aleși să fie slujitori trebuie să îndeplinească condițiile din 1 Timotei, capitolul 3 sau Tit 2 și... Pentru că acolo sunt condiții de caracter. Pe noi ne interesează caracterul omului, cum stă cu familia, cum stă cu învățătura, da? Da, cu practicile, nu dacă are sau nu semnul vorbirii în limbi. Unde scrie că sunt intrigat și am întrebare pentru toți cei care susțin acest lucru? Unde scrie? Undeva în Noul Testament. Că nu poți fi păstor dacă nu vorbești în limbi. Unde scrie? Nicăieri. E doar o părere a cuiva care a impus-o altora. Că nu poți fi păstor dacă nu ai botezul cu Duhul Sfânt. De acord. Cu asta sunt de acord. Pentru mine botezul cu Duhul Sfânt este să fii plin de Duhul lui Dumnezeu, să fii plin pentru lucrare, împuternicit. Da, asta sunt de acord. Că trebuie să ai ceva, să zicem, nu în plus, ceva dat de Dumnezeu ca să poți face o slujire de acest gen.
Dar astea sunt diferențele. Și de aceea unii sunt pentecostali, alții nu sunt pentecostali. Darul profeției. Aici, iarăși, lucrurile sunt ceva mai simple, deși pentru unii nu. Ce este o profeție? Sunt mai multe sensuri. Vă dau aici o definiție a lui Underwood, care spune: profeția este o manifestare a unui cuvânt din partea Domnului emis spontan prin oricare membru al trupului, adică prin orice credincios, pentru sfătuirea, zidirea și mângâierea bisericii. Să nu confundați darul de profet cu slujba de profet. În Efeseni 2 găsim prorocii sau profeții care sunt diferiți de cei din Vechiul Testament și erau slujitori speciali care împreună lucrau cu apostolii pentru a pune bazele bisericii. Ce rol aveau în Noul Testament prorocii? Vizionari, să dea direcție, să supravegheze viața bisericii și să propovădească cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, darul prorociei are două sensuri. Primul sens este vederea viitorului sau descoperirea viitorului. Adică să vezi înainte, să ți se descopere ceva, ce se va întâmpla în viitor. Al doilea sens este de proclamare a mesajului divin. Păi așa erau în primul rând prorocii din Vechiul Testament. Dumnezeu le dădea un cuvânt pentru popor și ei predicau, da, în fel și chip, poporului. Deci nu înseamnă doar să vezi înainte, ci și să proclami. Așa că acest dar a fost prezent și este prezent în biserică. Acum, unii clasifică diferit acest dar și spun că ar fi vorbirea cea spontană, inspirată de Duhul Sfânt, într-o situație specifică. Cum a fost, de exemplu, când Pavel trebuia să se ducă la Ierusalim. Vă amintiți? Faptele Apostolilor. Și a primit o prorocie. Vezi, nu te duce că ți se va întâmpla asta și asta. Apoi e o formă de predică expozitivă dintr-un text biblic. Să predici, asta înseamnă să prorocești. Sau o adresare publică cu conținut moral menită să confrunte societatea. Adică să te ridici în numele Domnului și să ai un cuvânt pentru societate. Deci să fie ceva mai mult decât pentru biserică, ci și pentru ceilalți. Profețiile apostolilor sunt considerate infailibile, dar unele profeții pot fi corectate. Deci și profeții greșesc uneori. Să vă dau un exemplu din Vechiul Testament, să nu uit. Vă amintiți de unul Samuel, care a fost trimis de Domnul să aleagă un împărat pentru Israel? Și s-a dus Samuel la casa lui Isai, care avea mai mulți băieți. S-a uitat peste ei așa și l-a văzut pe unul mai înalt, mai bine făcut. Și a zis: mă, ăsta din profil arată rege. Ăsta, zic, pe ăsta l-a ales Domnul. Și Domnul îi spune lui Samuel, zice, omul se uită la fața, Domnul se uită la inimă. Și când s-a uitat Domnul la inimă, nu l-a văzut împărat. Că știți care e concluzia? Că și prorocii mai greșesc câteodată. Că și Samuel a fost păcălit de aparențe.
De aceea profețiile, ce spune aici e foarte puternic, a treia afirmație, că profețiile infailibile ale apostolilor se poate să fi încetat odată cu dispariția apostolilor. Mai sunt daruri profetice? Da, cred că biserica mai are. În ce sens? În sensul de a prevedea, a preveni, a vedea înainte, a pregăti poporul lui Dumnezeu. Bun. Aici trebuie să facem și o deosebire între profeție și învățătură. Unii cred că profeția și învățătura sunt identice. Alții nu. E foarte important asta, de ce? Că dacă există cineva cu dar profetic în biserica ta, și asta se întâmplă în unele biserici penticostale, din păcate și le știu și mi se spun chiar de colegii păstori penticostali, că unii profeți cred că darul lor este peste cel al învățăturii și al păstoririi. Și de aceea cuvântul profetic e mai tare decât cuvântul păstorului. Și te trezești că ești păstorul bisericii, dar de fapt nu ești chiar cel care conduce biserica. Bun, nu vă bag în toate discursurile acestea. Vă dau aici totuși ceva important. Cum verifici o profeție? Când cineva pretinde că are profeție, vă dau patru criterii, patru grile. 1. Ceea ce spune să fie în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Sunteți de acord, nu? N-are cum un proroc să spună ceva împotriva cuvântului lui Dumnezeu. 2. Mă interesează caracterul profetului. Eu nu cred că Dumnezeu poate vorbi printr-un curvar, un lacom, da? Sau un lăudăros. Mă interesează cine vorbește. Eu am fost în biserică penticostală în care pastorul care era lângă mine și cineva s-a apucat să prorocească. Pastorul s-a și ridicat brusc de pe genunchi și a strigat: Duhul prorocilor e supus prorocilor. Zice: frate, te rog să taci, știu cine ești. Slavă Domnului, da, pentru aceste intervenții. 3. Raportarea periodică la comunitatea bisericească în care slujește. Nu credem în proroci ambulanți, itineranți, haiduci. Credem în proroci care fac parte dintr-o biserică și sunt trimiși de biserică. Biserica știe sau, știu, păstorul știe și el este implicat în acea biserică. Nu din ăștia care pleacă peste tot și nu dau socoteală nimănui. Și 4. Mai am un criteriu. Verificați profețiile. Ce faci cu un proroc care a spus o profeție și nu s-a împlinit? Încă eu nu prea am auzit să fie pus sub disciplină. Da. Aștept și eu momentul. Să fie dat afară pentru prorocii falsi. Nu mă refer la noi atât. Cum? Dădeam afară pe Samuel din comitet. Da. Bun, ultimul dar, darul tămăduirii, pe scurt va fi, înseamnă darul care are ca rezultat vindecarea miraculoasă a tot felul de boli sau infirmități, fără ajutorul resurselor umane. Da? Mă refer la medici. Da. Da. Următorul așa. Când există miracole, când există vindecări în Scriptură, mai ales în Noul Testament, de ce au existat? Și avem acest cuvânt din Evrei 2:4. Unde citim așa, când aici se vorbește despre cei ce au predicat Evanghelia, în timp ce, zice, Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Deci,
cei care predicau Evanghelia, da, aveau parte de un fel de autentificare a mesajului lor. Și asta a fost mai ales în primul veac, când lumea mediterană, în care trăiau zona, bazinul acela în jurul Mării Mediteranene, era plin de tot felul de escroci. Și cum să faci diferența între un lucrător adevărat și unul fals? De aceea Dumnezeu spune că dădea niște semne, niște lucrări, împuterniciri unor oameni care predicau Evanghelia. Se referă în special la apostol, proroci, evangheliști. Aceasta e perspectiva, să zicem, clasică, evanghelică. Iar textul din Marcu 16, cu vor lua mână șerpi, acel text se pare că nu a fost în manuscrisele originale. Dar consemnăm prezența unor lucrări de vindecare în istoria bisericii, dar totdeauna lucrarea de vindecare era însoțită de mesaj. Și dacă Dumnezeu lucrează, trebuie să vezi ce mesaj are Dumnezeu pentru cel vindecat sau pentru cei care au văzut lucrarea de vindecare. Foarte interesant că puțin părinții ai bisericii, teologii ai bisericii, au dat importanță lucrării de vindecare. Reformatorii, Martin Luther, da, Jean Calvin și alții, nici nu vorbeau despre vindecare. Găsim însă în perioada marilor trezii spirituale niște referințe la anumite lucrări de vindecare. Și din nou parcă darul acesta s-a reactivat, deci undeva din secolul XVIII. Și acest dar apare frecvent în mișcările pentecostale și carismatice, însă e foarte dificil să îți dai seama care lucrare de vindecare autentică și care nu. Și ultima concluzie față de aceste daruri supranaturale este aceasta, că avem de ales între trei poziții. 1. Poziția închisă, se spune, care e cesaționismul, spune că darurile acestea supranaturale, incluzând profeția, vorbirea în limbi, vindecările, au încetat odată cu moartea apostolilor. Secolul I. A doua variantă, poziția deschisă, care e îmbrățișată în special de pentecostalism și carismatism, susține că darurile supranaturale s-au manifestat tot timpul în istoria bisericii. Și a treia poziție se numește poziția moderată, care este și poziția mea, care spune, suntem deschiși, dar precauți. În limba engleză, open but cautious, deschis dar precaut. Sunt deschis că Dumnezeu poate lucra, dar am întrebări. Hai să te întreb niște lucruri. Și aceasta este poziția mea. Și cu aceasta am încheiat prezentarea mea.